Hai, Georgiana, ce ai de făcut? Să fii cu mințel, da? Băi, o să... În vlogul de astăzi vă ducem într-un loc interesant în care noi am mai fost, dar pe care nu l-am prezentat niciodată cum se cuvine. Este vorba despre Mahala, un loc în care am mai fost de foarte multe ori, dar nu l-am tratat corespunzător. Și astăzi o să avem niște ajutoare în datul sășicilor. Haideți cu noi! Ce faceți, mă, infidelilor? Unde-i Sasha? Ha! Bine, Ramona, lasă-mă, nu mai vorbi de muncă, hai noroc! Pedea? Tu vrei să apari în vlog? Hai, Ionescu, ce ți-ai luat? Dar să nu râzi! Ionescu a fost la shopping. Uite cât de drăguțe sunt! What the fuck, woman? Ca să ne înțelegem. Ionescu m-a ajutat cu ceva la birou și i-am zis că poate să se ducă să-și cumpere ce vrea, pentru că m-a ajutat cu chestia aia pe care nu puteam să o fac pentru că îmi bubuia capul. Sunt anumite chestii pe care nu pot să le fac și de asta este Ionescu și pur și simplu am plătit-o ca să-mi facă munca. Și pentru că i-am dat bani să-și facă de cap și a luat oribilitățile alea. Tu nu știu la ce le asortez. Distingi membrii Ionescu-adului. Dă-mi încoace, dă-le încoace. Dă-mi unul încoace. Te rog frumos, Georgiana. Vin lângă tine. Sunt superbe, hai să le vedem. Sunt super cute. Deci distingi membrii Ionescu-adului. Da sau nu? Da, normal că da. Hă? Sau? Bă, îți dau cu ele. În altă ordine de idei, suntem la Mahala, știu că n-am mai vorbit mare lucru, pentru că am stat și am depănat amintiri cu acești indivizi. Am comandat mâncare, de o oră așteptăm să vină mâncarea. Deci pe cât de mult îmi place locul ăsta, cred că o să... 40 de minute? Cred că o să le dau o sășică. 40 de fucking minute așteptăm după... Tu ce ți-ai luat? O salată și o porție de cartofi. O salată, o porție de cartofi prăjiți, Ramona? Mămăligă cu aie. Mămăligă cu aie. E prea că e o chestie nouă. O ciorbă și eu mi-am luat pui cu cartofi prăjiți. Deci așteptăm de 40 de minute. Cred că cel mai probabil așteptăm pentru că și-a luat Ramona mămăligă cu aie și astea probabil că trebuie culese din copac. Da. Aici mâncarea TDI. Aici sunt murătorile mele. Teo și-a luat ciorbă de fasole. Ramona și-a luat brânză cu aie. Adică brânză cu mămăligă. Mămăligă așa. Eu sunt mori după conopida. Pentru că conopida e viață. De câte am înțeles eu, Mahalaua este deținută de cei care dețin și Club Fire. Și s-au gândit să facă un loc așa, o bodegă. Un restaurant pe stil interbelic, anii 90-ish, o Mahala. Și le-a ieșit, adică mâncare foarte bună, berea e halbe de-astea super mișto. Problema e că de data asta a venit mâncarea foarte greu, frate. Și nu era atât de, nu e atât de multă lume în local. Dar e un loc pe care îl recomand în continuare. Doamnelor și domnilor, stimați spectatori, jumătate de pui, mujdei de usturoi, cartofi prăjiți cu o ninsoare de brânză pe deasupra, uitați-vă, mămăliguță, murături. Teo, ia zi, boss, mâncarea de câte sășici? Băi, ciorba asta, zic de vreo 3 spre 4, așa, am mâncat mai bune, ca ciorbărie e mai bună. Deci, 4 sășici? 3. 3 sășici. 3 jumate. Ramona, câte sășici? 3 jumate. 3 jumate. Te dea? Stai să fac un XL. De 3, că au avut și întârziere foarte mare. 3 sășici. Georgiana, mâncarea? 4. Georgiana e generoasă. Păi, mâncarea, sincer să fiu, a fost de 3,5 spre 4, dar pentru că a venit foarte greu, cum bine a zis Tedea, le dau 3 sășici. Adică trebuie să rezolve problema asta. Stați așa, stați așa. Vlogul de astăzi încă nu se încheie. Asta pentru că Georgiana trebuie să vă arate ce și-a făcut, ce și-a cumpărat de la Zara, nu? Da. Doamnelor și domnilor, stimați vlog spectatori. Hai, Ionescu. Ok, este la uscat acolo.
Da, las-o acolo. Am... Este și lumina ta bună de ceva. Da. Așa. Aceasta este prima rochie. Trebuie să știți ceva despre mine. Eu iubesc materialele naturale. Îmi place foarte mult bumbac, cu pânza topită. În general, materialele naturale. Asta e o rochie foarte frumoasă, care îmi place foarte mult. Se leagă în talie cu niște ciucuri, da, foarte frumoși. Și îmi place foarte mult, pentru că este foarte fin materialul. Câte să și dăm, Sasha? A? 4, 5? Îți place, mami? Îți place rochița asta? Hai, următoare. Îmi place. Cât a fost? A fost 140 de lei. Bun. Așa. După aia o avem pe aceasta, că deja le aranjasem pe umeraș, că este foarte, foarte ordonată. Foarte frumoasă asta. Aceasta este o cămașă, o rochie tip cămașă, care vine foarte bine și cu tocuri. Vine foarte bine și cu Adidas sau șlap, sau, adică e super versatilă. Evident că este din bumbac, pentru că, așa cum am spus, sunt obsedată de bumbac. Aia e mișto modelul așa în lătarea acolo. Da, e foarte mișto, simplă. A costat tot 140 de lei. Aceasta nu este dintr-un material natural, dar mi-a plăcut foarte mult teche pe dos. Mi-a plăcut foarte mult combinația de culori. Și na, pentru la birou și așa, merge. Oricum la noi la birou este răcoare. E un soi de corcubeu pe LSD. Da, asta a fost 70. Ce frumos. E foarte frumoasă și asta. Ăștia pe care vi-a arătat Marianda, adică nu vouă, lui Marian îi plac, dar după ce a văzut în combinație cu ce vreau să le port, te rog frumos să spui ce părere ai. Da. Deci a fost doar hater. Și piesa de rezistență sunt acești cercei care sunt absolut superbi. Au costat 39 de lei de la Pull&Bear, îmi plac foarte mult. Foarte, foarte mult. Și o să-i porți la? O să-i port la Neversea. Bravo, pentru asta i-am luat. Ia. Deci, astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut aseară. Sunt foarte încântată. Bravo, Georgiana. Poți să zici tu acesta a fost vlogul de azi? Acesta a fost vlogul de azi. Să știi că ceva de declarat? Da. Sunt Ionesca, s-a dus să-și ia haine, Sasha este acasă. Sasha nu vine? Nu. Cum mergi să bat palma cu bate tine? Bate cu bașea de fac cap.